Bună seara și bine ați venit la reîntâlnirea noastră cu Zodiacul Chinezesc, cu științele estice, cu prognoze, cu paci și cu ce mai vreți dumneavoastră. Am fost în săptămâna asta am fost foarte plăcut surprins, să spun așa, pentru că am primit aseară un mesaj foarte interesant de la o doamnă. Deosebit de interesant mesajul care spune: Doamne, noi aveam încredere în ce spuneați și se pare că una dintre prognozele noastre legate de situația existentă acum nu se îndeplinește. Și eu am spus așa, este o vorbă în engleză, se spune așa: cântecul se termină când soprana zice la revedere. Deci până atunci cântecul este. Deci nu trageți concluzii până nu se termină. În al doilea rând, toate prognozele noastre legate de aspectul în care se află situația de acum de aici s-au făcut fără o componentă. Componenta orei de naștere a celor implicați. De atunci am atras atenția că există șansa să fie unele mici contradicții din cauza lipsei acestei ore. Da? Noi am încercat să mergem mai departe în amănunt, dar aici parcă demonstrează o dată în plus că în momentul în care îți lipsește un element, ora de naștere mă refer, nu un element metal sau foc sau apă, când îți lipsește ora de naștere, este foarte greu, dacă nu e imposibil, să faci o predicție absolut corectă. Așa că am avut o convorbire deosebită cu acea persoană. Este o persoană foarte dulce și îi urez să stea drept și atâta timp cât în conștiința dânsei totul este că a făcut tot ce e bine. Asta e. Bun. Să mergem mai departe. Ce s-a mai întâmplat săptămâna asta? Săptămâna asta am... pe lângă programul foarte încărcat, pe lângă mesajele foarte, să spun așa, neînțelegătoare pentru noi, pentru că atâta timp cât noi spunem, eu și Anca, că răspundem la telefon între anumite ore, trebuie să înțelegeți că sunt de obicei într-o zi obișnuită, dacă nu răspunzi la telefon, găsești 200 de mesaje. Așa că răspundem și noi la câte putem. Printre astea trebuie să mai strecurăm și mici consultații, trebuie să mai avem grijă și de noi, trebuie să mergem să-i luăm lui pitica ghetuțe, lui iubita mea care i-a dat dințișorul și avem o mică criză în casă, dar toți am trecut prin asta, așa că și dumneavoastră știți. Bun, în afară de acest lucru, ca să nu spunem că nu avem un program destul de încărcat, după cum știți, pentru săptămâna aceasta, sfârșitul de săptămână, mă va prinde la Timișoara, unde este o expoziție deosebit de frumoasă și de-abia aștept să mă întâlnesc, am câteva întâlniri cu oameni dragi nouă și ca să vedeți că, cum e, că suntem într-un program de ăsta destul de încărcat. Eu, plecând mâine de aici, am exact 5 locuri unde trebuie să opresc până la Timișoara. Oameni care ne așteaptă de foarte mult timp, le-am promis și uite că mâine este ziua în care putem să facem acest lucru. Deci va fi o expoziție foarte bună la Timișoara. Sunt oameni interesați, vă spun, am primit foarte multe întrebări despre acest lucru. Sper să-i mai scoatem un pic din regimul ăsta atât de încărcat, atât de plin de evenimente și atâta timp cât noi ne încărcăm cu toate aceste evenimente negative, nu facem decât starea noastră de spirit să fie din ce în ce mai proastă. V-am mai dat exemplu a lui Zopa Rinpoche, care vorbea despre campionatul mondial de fotbal de anul ăsta, spunea: Doamne, gândește-te că uneori oamenii se duc
se rănească singuri. Și am întrebat, cum adică poți să te rănești singur? Și a zis, foarte bine, deci la un meci de fotbal unde echipa ta favorită joacă, o să-i măcelărești, o să câștigi, o să faci și la sfârșitul meciului ai pierdut. Și atunci te-ai încărcat negativ. Deci dacă nu există o mică detașare de aceste lucruri, mă, nu o să-mi spuneți că sunt nebun la cap, că nu trebuie să mă gândesc, că e un moment crucial. Vreau să vă spun că după acest moment crucial, a doua zi va fi luni, orice am face. Următoarea zi va fi marți, miercuri. Viața dumneavoastră nu va înceta să existe. Problemele dumneavoastră, indiferent cine ar veni, vor fi acolo, da? Probabil că pentru unii cu amărală în suflet că nu a ieșit candidatul lor, pentru care au dezvoltat un atașament, da? Dar, haideți să vă spun ceva din feng shui-ul ăsta spiritual. După cum știm, totul este unul. Deci când dumneavoastră sau când eu spunem o minciună, pe cine mințim? Pe noi. Când spunem un lucru prost, cui îl spunem? Nouă. Când facem o alegere proastă, cine va avea de suferit? Noi. Deci totul se răsfrânge asupra noastră. Nu numai la nivelul, nu trebuie să fim atât de porniți împotriva oamenilor. E adevărat că este foarte rău când ești victima unor furturi, unor deposedări, să zicem așa. Dar, din nou, viața dumneavoastră merge înainte. Sunt absolut sigur că ziua de duminică, în afară de faptul că veți fi într-o zi mai bună sau mai rea, veți continua să existați. E adevărat că de obicei oamenii au tendința de a se alătura taberei învingătoare. Dar de obicei oamenii trebuie să-și folosească și conștiința, da? O să-mi spuneți că unii n-au conștiință. Nu putem să schimbăm lucrurile astea. Închipuiți-vă că sunt oameni care cred în feng shui, oameni care nu cred în feng shui. Ce o să fac? O să mă duc la cei oameni care nu cred în feng shui, să le explic cât de bun e. Nu poți să-i faci unui om bine, cu forță. V-am mai spus, există în pace această... Avem chiar un caz acum, stăm pe el, o doamnă, tot așa, foarte dragă nouă, iubită nouă, care ne-a solicitat ajutor mai multe privințe, inclusiv o casă și nu ne-a mai sunat pentru o perioadă. Ne-am întâlnit cu a treia persoană care ne cunoștea pe toți și ne-a zis, dânsa refuză să vă mai sune pentru că tot ce i-ați spus a devenit realitate. Și dânsa n-a crezut atunci. Noi nu suntem Mafalda, nu ghicim în aceste globuri, da? Chiar dacă scrie pe el Om Mani Padme Hum, la fel ca și mantra care o auziți în fundal și are sutra inimii, dar sunt niște calcule care noi le facem și le facem respectând ceea ce am învățat. Mai nou am auzit acum despre persoane care schimbă chiar statutul ca să poată să devină mai credibile, în sensul că unul dintre aceste picturi naive care mint oamenii, care nu-și dau seama exact ce vă spuneam mai la începutul emisiunii. Când îi minți pe alții, te minți pe tine. A ajuns să spună la lume că este doctor, chiar și închipuie când a făcut rezidențiate. N-are limite minciuna. Vă rog să mă credeți, n-are limite minciuna. Chiar dacă e o condiție medicală această minciună, în unele cazuri, îi afectează pe alții. Noi, atâta timp cât stăm deoparte de acest lucru, nu ne agităm prea mult. Deci, revenind, ziua de duminică, că toată lumea, vă rog să mă credeți, parcă a luat foc telefonul și scrie numai duminică, nici nu se mai stinge ecranul unde scrie duminică.
Următorul mesaj va veni despre duminică. Va fi o zi de iepure. O zi de iepure într-o lună de mistrez, după cum știm, ei sunt un pic de aliați, da? Și chiar apa mistrețului îl va hrăni pe iepure. Nu pe iepure, ci elementul lemn al iepurelui. Da, să mă înțelegeți, pentru că urmărând de atâtea emisiuni, ați început să intrați în această psihoză. Adică ați început să învățați lucruri. Dar în pace există o relație de pedeapsă între iepure și șobolan. S-a studiat, probabil că cei care vor veni la anumite cursuri o să mai studieze, dar ce vreau să vă spun este că pe mine mă interesează oamenii care se uită la noi. Aș minți să spun că n-am niciun, e tot o expresie din engleză foarte plastică, n-am niciun cal învingător în cursa asta. Adică nu mă interesează cine câștigă. Aș minți. Nu am să încerc să vă influențez în niciun fel, pentru că fiecare aveți dreptul la opinia dumneavoastră. După cum în America te învață, primul lucru, chiar dacă nu ești de acord cu mine, voi face tot ce e posibil în viața mea să poți să-ți exprimi opinia. Fiecare suntem unici, avem opinia noastră, avem înțelegerea noastră. Poate că acum îmi înțelegeți și mie un pic frustrarea când văd mincinoși. Da? Pentru că cineva o să zică, domnule, nu-ți afectează viața direct. Nu, domnule, în sine procedeul este corupt sau este mincinos și așa că n-ai ce să faci. Bun. Orice s-ar întâmpla, deci duminică dimineața, eu am să fiu la Timișoara și am să votez acolo. Am să-mi exprim dreptul meu câștigat prin faptul că m-am născut în această țară. În America se mai spune că primul tău drept în America e să plătești taxele, că de votat poți să-ți mai pierzi dreptul, dar de plătit taxe trebuie să plătești non-stop. Ai o singură șansă să scapi să plătești taxe. O știți cu toții, să pleci dincolo. În afară de asta, ne exercităm toți drepturi, un drept care, așa cum noi am fost norocoși să ne naștem într-un corp, să avem un corp omenesc, să avem capacitatea de a gândi, să avem în momentele noastre de a ne bucura, momentele de tristețe, că nimic nu vine numai bucurie și tristețe, numai bucurie. Pentru că dacă ar fi totul foarte bucurie, numai bucurie, atunci n-am mai ști ce înseamnă tristețe și n-am apreciat viața. Îmi zice că totul e o monotonie. Vreau să mai ating un, cu permisiunea dumneavoastră, un mic aspect. La un curs de al nostru din martie, am avut... Ne-am uitat și noi în ceea ce se va întâmpla cu noi anul acesta și cineva m-a întrebat, domnule, dar chiar așa, voi nu vedeți ce vi se întâmplă vouă? Și am spus că de obicei nu suntem afectați, adică nu avem timp să calculăm. Dar atunci le-am spus, uitați, și am luat chartul meu în față, de față cu ei, și am zis, o să am o problemă în familie, cineva o să plece. De sex feminin, așa se vedea acolo și în luna octombrie, când, după cum știți, pe șobolan a fost steaua 5 multiplicată și mai prost decât atât. 5-ul este stea de pământ, da? 9 este stea de foc, multiplică și produce pământ. Deci a fost mai accentuată pentru mine. Bine, mai erau și niște mici alte conjuncturi. Am zis, o să am o pierdere în familie. Toată lumea a râs, a făcut... A zis, da, vorbește și asta să n-adoarmă.
Vreau să vă spun că săptămâna trecută, chiar înainte să se schimbe Steaua 5, să devină Steaua 4 în sectorul Șobolanului cu câteva zile, exact când eram la picul de formă, cineva din familia mea a dispărut. Sufletul ei probabil că este undeva acolo și singurul lucru care pot să-l spun este că îi mulțumim că am putut să ne bucurăm de ea, de prezența ei, cât am putut. Poate că odată și odată ne vom întâlni, dar până atunci ea mai trăiește în mintea noastră și cu cât ne gândim mai mult la ea, este ca și cum i-am oprit această trecere. Noi am trecut peste primul moment care a fost șocant și ne gândim la tot binele pentru sufletul ei. Chiar am spus o mantră, este o mantră foarte importantă pentru deschiderea coroanei, pentru persoanele care pleacă. Chiar și maestru Tampa, prezent la București, a acordat această inițiere foarte multora. Extraordinar. Deci încă o dată mulțumim și să nu mai vorbim despre ea, ca sufletul ei să poată să ajungă acolo. Vedeți, noi spunem suflet. Deci când nu ne putem explica ceva, spunem suflet. Când cei care se apucă de feng shui nu pot să explice ceva, se duc într-o casă și încep să spunem că încep totul foarte diligent, datele de naștere, sectoare, chiar știu foarte bine să aleagă orientarea, stelele, amprenta casei și tot spun, băi, am făcut absolut tot ce trebuia și totuși nu este ceva. E, atunci intervine acel feng shui spiritual care vă spun, cu cât o să-l aplicați, cu cât o să-l dezvoltați, pentru că acesta se dezvoltă. Poate să vorbească lumea, să latre la lună cât vor ei. Vai, că nu o să vină nimeni să simtă în casă. Nu trebuie să simtă nimeni, nu vine nimeni cu niciun glob. Dumneavoastră, noi, toți din jur, suntem destul de senzitivi. Noi simțim lucruri și dumneavoastră le simțiți. Poate că nu v-ați dezvoltat această latură foarte mult, dar ați avut poate din copilărie sau de mult, ați auzit expresia, simt că ceva nu e bine. Asta mă duce înapoi la o întâmplare cu fata mea cea mare, care era pe atunci mai mică, avea vreo 5-6 ani și mergeam cu mașina într-o iarnă și am zis, miroase a zăpadă. Știți cum e frig afară și ai sentimentul ăla că o să ningă. La care ea a început să miroase așa. Zice, mie nu miroase. Același lucru și cu dumneavoastră. Atâta timp cât veți învăța să vă cunoașteți pe dumneavoastră, vă veți mira chiar de abilitățile dumneavoastră. Eu sunt convins și încerc să vă convinc și pe dumneavoastră că în fiecare din dumneavoastră, în fiecare din noi, există o parte care poate să determine binele, rău, dar cu o singură condiție. Trebuie să te cunoști pe tine. De multe ori, spuneți, îmi pare rău că am țipat, îmi pare rău că am făcut un lucru. Asta înseamnă că îți pare rău de fapt că nu te-ai cunoscut pe tine de ajuns. E adevărat că o să găsesc mulți oameni contestatari care o să zică, băi frate, o să trăim într-un gumbaia de asta, o lume a fericirii și a păcii. Nu! Pentru că întotdeauna vor exista persoane care nu vor
vor dezvolta alte atașamente față de alte lucruri care se vor intersecta cu viața noastră. Singura șansă e să vă duceți undeva în munte, în Himalaya, trăiți acolo ca niște puzni, să nu interacționați cu nimeni. Dar nefăcând asta, interacționați cu oameni, interacționați cu lucrurile rele, interacționați cu durerile altora de lângă dumneavoastră. Și am mai dat exemplul ăsta odată. Vecinul dumneavoastră, dacă are o problemă cu pisica, primul lucru vine și zice, bă, mi-a murit pisica. Cu toate că dumneavoastră nu puteți să înviați pisica, nu aveți cum să-l ajutați, dar în schimb, v-ați făcut viața amară. Că spuneți, uite săracul prin ce durere trece. Da? Dacă stăteați în vârful muntelui, nu venea nimeni să vă spună că a murit pisica. Nici poștașul nu vă aducea scrisoare să vă spună lui Gheorghiță i-a murit pisica. Mulți dintre dumneavoastră m-au întrebat, unii chiar în persoană săptămâna asta, alții în e-mail-uri, doamne, dar ce facem cu aceste mici animale domestice care trăiesc pe lângă noi, da? Care noi dezvoltăm atașamente față de ei. Da, deci totul este o formă de a pune atașament între tine și cineva, o lipsă de dragoste care tu vrei să o compensezi cu acel animal. Spui că la un moment dat rezonezi cu el. Sunt multe lucruri. Fiecare în viață face absolut totul să găsească o cale să fie fericit. Nu că n-ar ști lecțiile. Toți dintre dumneavoastră sunt convins. Atâta timp cât vă uitați la emisiunea asta, înseamnă că rezonați cât de cât cu mine și încercăm să stabilim acest dialog. Sau, în momentul în care învățați lucruri și veniți și mă auziți pe mine sau pe altul, spuneți, uite, ăsta parcă face sens ce spune. Și atunci, deci, noi putem să spunem că rezonăm cu persoana, pentru că înțelegem, am gândit și noi la fel. Rezonăm cu foarte mulți oameni care vor fi duminică la vot. Nu rezonăm cu alții. Da, vedeți, aici e problema. Nu suntem două tabere. Uneori suntem două tabere forțate. Atâta timp cât va exista respect față de ceilalți, fiecare are dreptul să facă ce vrea el, vom fi mai liniștiți. Acum vom lua o mică pauză. Eu vă aștept aici și vom mai dezbate. Iată că m-ați regăsit aici și mie îmi pare bine că sunteți acolo. O să mergem mai departe. M-am pierdut în poveștirea astea și mi-am dat seama că am uitat să ating fiecare zi care va urma săptămâna aceasta, de ce element va fi și ce zodie, semn zodiacal, da? Astăzi este o zi de câine, da? Care a adus un element foc puternic, da? Deci, vom auzi despre niște dezbateri, niște puteri de astea de dat din gură. Mâine este o zi de mistreț care aduce un element foc in, da? Joi va fi ziua de șobolan în care șobolanii vor avea formidabil de multă putere. Formidabil de multă putere și mai mult decât atât. Vedeți, dacă ar fi vrut cineva să te întrebe, spunea așa, domne, joi și vineri n-ar fi trebuit să se facă dezbatere cu un șobolan, pentru că are multă putere. Cel mai bine era să faci dezbatere cu el marți și miercuri, când miercuri, de fapt, este chiar o zi mai proastă pentru el. Da. Ne mai întreabă uneori oamenii, dar de obicei vă ignoră. Mergem mai departe. Sâmbătă este o zi de tigru, da? Care aduce și un element de metal puternic. Um,
Duminică va fi o zi de tigru, de iepure, cum spuneam mai devreme, cu un element de metal, care este cam slab acest metal. Ce îmi place la ziua de duminică este că, uitându-mă, are 3 din primele 6, da? Depinde de ore, da? Are 3 elemente de lemn, care înseamnă că oamenii pot să gândească. Dar gândirea începe până se duc la vot. După aceea vor fi niște ore mai importante, mai ales la prânz, da? Și există șansa ca la sfârșitul perioadei, de când se intră pe lemn, să mai crească gândirea. Deci oamenii care vor vota în ultima parte vor fi cei care vor gândi, vor avea chiar și, cu cât vor aștepta mai mult, cu atât își pot schimba gândurile. Deci cine nu votează la prima oară, mai are o șansă să schimbe gândurile. E foarte interesant că, studiind ziua de duminică din punct de vedere al stelelor, da? Deci după cum bine știți, în Pacii, pe lângă interacția asta dintre elemente, între perioadele vieții, există și niște caracteristici speciale pentru fiecare în parte. Pentru unii steaua liderului, steaua dragostei și așa mai departe. Da? E, steaua care, perioada care începe duminică, din nefericire, are o mică caracteristică care se numește moarte. Da? Deci va fi, poate să fie, să înceapă ceva rău. Dar, surpriză, cel care va învinge, se numește Generals, are steaua generalului, da? Atenție mare! Dar foarte multe conflicte, foarte multe conflicte, care vor fi alimentate. Deci vreau să vă spun că ziua este plină de conflicte, deci ne așteptăm la, cum se numesc ăștia, arbitrii de a doua zi, duminii, luni, să toată lumea să zică că s-a întâmplat ceva mai neconvențional. Bun, revenind aici, luni va fi o zi de dragon, care va aduce un element de apă, deci nu va fi o zi foarte bună, atenție mare, pentru că dragonul ăsta știm noi că e de pământ, da, și când vine apa peste el, pământul cu apa ce face? Apa, pământul distruge apa, da? Iar luni va fi o zi de șarpe, da? Care va aduce un element de apă in. Cineva m-a întrebat, dom'le, cum o să o ducem cu învățătura? Era șobolan. Foarte simplu. Ați învățat că steaua anuală pe șobolan anul acesta a fost steaua nouă, steaua multiplicării. Iar surpriză, în luna aceasta care de-abia a început, șobolanii vor avea parte de dragoste și de reușită în examene. Aceasta este un alt atu care trebuie aruncat în ziua de duminică, da? Reușită în examene pentru șobolani. Pentru mistreți, au o stea chiar mai bună. În fine, mergem mai departe și din nou vreau să vă arăt pe iubitul meu pentru această lună, da? Josie, care va lupta împotriva ignoranței, da? Deci ia uitați-l, are o sabie care spune că o folosește numai împotriva ignoranței. Poate le dă mintea oamenilor ce de pe urmă. Pentru cei care sunt confruntați cu steaua bolilor, Buddha al medicinii, tara albă pentru cei care au probleme cu copiii și tara verde, bogăție, probleme legale, în fine. Iar ceea ce ascultați acum acolo, Mani Padme Hum,
Deci vin și în aceste mici cristale, da, care au pe ele niște mantre, care mantrele, vă spuneam, ele totdeauna, nu știu, poate pe asta nu se vede foarte bine, hai să încercăm cu altă culoare, uitați aici, se vede mult mai bine. Sunt diverse mantre. Se spune așa, când noi folosim un remediu, atâta timp cât încărcăm acest remediu și cu o mantră bună, o mantră care ne folosește, atunci puterea lui parcă crește, da? Deci aici vom avea o Mani Padme Hum, super! Aceste cristale eu le-am adus pur și simplu numai să vi le arăt cum arată, sunt foarte greu de obținut. Sunt, le iubesc. Iar Om Mani Padme Hum, v-am spus, totdeauna când încarc un remediu și cu o mantră, îi sporesc puterea. Pentru prietena noastră din Iași, care ne-a întrebat, că am discutat la o emisiune precedentă despre această oglindă Pacua. Și tot am spus, domnule, există mai multe feluri de Pacua. Fiți foarte atenți. Deci la început, Pacua care a apărut a fost Pacua de egalitate, în care sectorul bărbatului, da, care reprezintă aceste trei linii continue, era opus sectorului femeii, care reprezenta cele trei linii întrerupte. Da? Vedeți aici, trei linii întrerupte, trei linii continue. În fine. Aceea era un Pacua Yin. Se folosește de obicei pentru locurile pline de energie Yin. Cimitire, și nu numai. De exemplu, eu dacă aș vrea să fac un loc de energie Yin, cum ar fi un spital, o biserică, da? Atunci aș folosi un Pacua Yin. În casele oamenilor se folosește Pacua Yang, aceasta care aduce energie, Yang, energie, în care sectorul soțului este foarte apropiat de acela al soției, nu se mai opun. Unul este în nord-vest, unul este în sud-vest. Am citit mai mult săptămâna asta despre niște persoane care își fac o dragoste în viață, să zic așa, un scop de a se alinia la ceea ce se întâmplă chiar în România. Dacă observați, nimeni nu zice, hai să-ți arăt cât de bun sunt eu. Ei zic, hai să-ți arăt cât de prost e ăla cu care mă bat, sau câte prostii face el. Dar nimeni nu vine să zică, bă, uite, eu sunt Vasilică Pronosport, știu să car doi saci, asta știu, asta am învățat. Toți îți spun, bă, fii atent ce face ăla. Tu îl întrebi un lucru, el îți spune, da, ăia acum 10 ani. Bă, hai să vorbim de prezent, hai să vorbim de ce fac oamenii acum. E, aceștia își fac un țel în viață de a vorbi cât de deștept sunt ei și cât de proști sunt alții. În condițiile în care ei nici măcar, sub unele aspecte, nici măcar n-au terminat o școală, da? Dar știu să spună cât de deștepți sunt ei. Eu știu, am învățat și odată cu trecerea asta prin pații, am văzut că odată și odată totul o să apară corect. Dar ce m-a surprins, mi-am adus aminte de un vechi proverb, vechi. După cineva, după ce în capul cuiva a fost băgat o minciună,
trebuie să, foarte mult să muncesc să-i scoți acea minciună din cap, pentru că și el, săracul, crede în minciuna aia, devine un soldat al minciunii. Se vede. Se vede în viața de zi cu zi. Probabil că aceste persoane se aliniază la viața de zi cu zi, făcându-și un țel din a minți, a nu spune adevărul, a se a arăta că ei știu mai mult decât pot, a pune diverse poze și spune, bă, ăla-i prietenul meu. Și el s-a întâlnit cu el, a stat în genunchi lângă o toaletă ca să facă poza cu el. Sau chestii de-astea. Ai, prietenul meu, ne batem pe spate. Mai fost o inepție spusă de unul. Ai, eu am ajutat-o pe fata locutare să cânte la pian. Ce prostii, oameni. Vai de capul meu, vai de capul meu. De fapt, vai de capul lor. Eu n-am nicio problemă cu asta. Mai mult. Vreau să vă rog, pentru a vedea cât de mult vă afectează acest feng shui, de obicei ce se face? Se face o mică agendă. La maestra noastră sau în altă parte se găsesc deja aceste agende, care nu au darul decât de a-ți confirma că ceea ce ai învățat e bine. În sensul că dacă scrieți până care e dictantul, ziua de luni. Ziua de luni, noi am spus că este, o să fie o zi de dragon cu element apă. Atenție mare, dragonul este întotdeauna de pământ. Elementul zilei este de apă, da? Dedesubt scriem care este semnul nostru zodiacal. Dedesubt scriem stelele zburătoare ale lunii, anului și zilei. Și noi singuri, fără să n-am trecut prin școala asta, dar Maria ne-a mai spus ce înseamnă fiecare stea, cum ne-am închipuit fiecare zi să fie. Da? Este foarte bună această metodă interactivă. Nu face altceva decât să vă dezvolte modul de a vă influența ziua. Nu uitați că la asta se adaugă ora, da? Fiecare zi respectivă. Ați auzit-o pe Anca? Multă lume m-a întrebat despre săptămâna trecută, la începutul lunii, de fapt, noi spunem zile mai bune, zilele de, zilele în care trebuie să organizezi petreceri, zile în care trebuie să... Și lumea vine și ne întreabă, domne, dar din nou, ghiciți în stele. Nu, nu ghicim în stele. Acelea nu reprezintă, dacă sunteți foarte atenți, decât stelele zilelor. Deci, noi am încercat să vă dăm pe o metodă un pic mai ușoară pentru noi, pentru că nu v-am mai pus să stați să șocotiți care este interacția dintre steaua zilei respective și steaua lunară, steaua lunară. Din cauza asta, dacă o să vă uitați atent, toate se repetă din nou în nou. Pentru că una este steaua cu loșul cu 9, unul este steaua cu 8. Acesta este elementul care este în casă, în centrul casei. Când o să mergeți la un curs de Feng Shui de ăsta de începători, obligatoriu o să învățați cum se calculează aceste loșuri. Se găsesc și în cărți, dar eu prefer să le învăț eu de mână. Cu condiția ca, după ce am învățat să le calculez, să nu mă consider un maestru. Este ca și cum ați merge să escaladați, să mergeți sus pe jepi și dumneavoastră nu sunteți nici măcar la urlătoare, sunteți la grădina zoologică din Bușteni. Deci, fiecare are un rost, într-adevăr, fiecare este un pas înainte, dar până ajungem sus la jepi, mai ne trebuie puțină condiție fizică, mai ne trebuie niște cunoștințe, puțină apă, puțină mâncare. Din cauza asta, totdeauna trebuie să apreciem concret unde stăm. După cum bine vedeți că mantra asta merge non-stop,
Și dumneavoastră acum știți că ea se rostește de 108 ori, corect? Acum mă gândeam că am uitat să vă arăt din ultima mea excursie care a fost în Malaysia și în China, să vă arăt bizurile mele care mi le-am luat de acolo, pe care sunt foarte mândru, sunt de la o mănăstire, sunt binecuvântate de Sola Rinpoche. Și le porc cu mine non-stop. Eu am dezvoltat, așa să spun, o afinitate către tara verde și din cauza asta, probabil că mâine, o să vă spun săptămâna viitoare când o să mă întorc, de câte ori am completat Om Tare Tu Tare Ture Soha până la Timișoara. Este un mod așa de relaxa. Într-adevăr, nu poți să te relaxezi foarte mult, că șoselele astea nu sunt pentru oameni relaxați. Sau chiar dacă tu ești relaxat, poate te ajute cineva să te relaxezi definitiv. În fine, dar, revenind, încercați să scrieți pe o foaie de hârtie, pe blog notes de ăsta, fiecare zi, elementul care v-a spus, vi l-am dat noi, elementul dumneavoastră personal. Și, dacă aveți mici neînțelegeri, trimiteți-ne un mesaj. Vreau să vă... Nu vreau să par așa, domnule, ăsta e deplasat, sau... Dar trebuie să-i rog pe cei care ne trimit mesaje să înțeleagă că, de exemplu, ne-am trezit și azi dimineață, care a fost o zi destul de aglomerată până am ajuns la această emisiune, cred că nu se vede pe fața mea că sunt cam obosit, dar am găsit vreo 7 mesaje, zic eu, care le-am găsit eu, stați un pic, că poate că mai șters Anca din ele. Mâine este o zi în care am examen, vă rog să-mi calculați. Păi mâine este o zi în care vreau să plec nu știu unde, vă rog să-mi calculați. Oameni, bă, dacă om sta numai după lucruri, adică facem și noi în limitele timpului, da? Am avut chiar o doamnă din Italia care ne-a sunat și ne-a spus, ați spus pe internet orele alea de la ora 12 la ora 5, mai bine răspundeți la telefon. Doamne, vă rog să înțelegeți. Noi când sună telefonul, noi răspundem cui putem, nu putem să răspundem. E o imposibilitate fizică să vorbești cu 3 oameni în același timp și ei să te înțeleagă, să transmiți mesajul. Și decât să transmiți mesaje trunchiate, să faci 3 oameni nefericiți, cel puțin ai intenția și ai dorința de a face cel puțin unul din ei fericit. Asta este. Dar vă rog să mă credeți. Avem oameni care ne solicită în diverse lucruri, case, proiecte, business-uri. Și trebuie să dăm curs și acestor lucruri. După care avem pe generalul nostru, care ne dictează ce facem. Dar din cauza asta, să nu credeți că noi ignorăm, domnule, l-am mai ignorat, dar nu avem nimic cu dumneavoastră, pe mulți dintre noi să nu vă cunoaștem. Vreau să vă spun că am mers pe stradă și a venit o doamnă la mine, vai că vă urmăresc, doamne, vă mulțumim mult de tot, noi suntem foarte mândri că putem să trimitem un mesaj. Și acum am să vă spun, de fapt, ce stă în spatele acestor mesaje. Am învățat, da, că atunci când dai un sfat unui om și acest sfat îl dai pe punând în balanță cunoștințele tale și se vrea fi un sfat bun din punctul tău de vedere, momentul în care sfatul îi va folosi acelui om, omul acela te va avea în mintea lui și se va gândi bine din punctul lui de vedere despre sfatul care l-ai dat și despre persoana ta.
ca și cum cineva s-ar ruga pentru tine. Din cauza asta, peste tot, toată lumea bate monedă prin fă fapte bune pentru alții. Pentru că tu, dacă te rogi pentru tine, ești o persoană. Făcând fapte bune pentru mai mulți, iată, mai mulți se roagă pentru tine. Știu, o să-mi spuneți, o să-mi trăiesc viața pentru alții. Sunt foarte mulți. Am întâlnit o domnișoară, ați văzut-o și pe aici, pe la emisiune, care și-a făcut un... are o dorință nemaipomenită de a ajuta copiii care au probleme. Am întâlnit pe altă fată care lucrează cu ea acolo. Sunt oameni care își dedică viața altora. Probabil că în timp, chiar dacă acum lucrurile pentru unii nu par a fi formidabile, în timp, rolul lor de tara verde va fi acolo. Rolul lor de a face bine altora, iar această gândire colectivă să-i ajute, se va manifesta. Să nu credeți. Nu trebuie să ținem cont de proverbul ăla românesc că orice faptă bună va fi pedepsită, care era în glumă. Nu. Se strâng faptele astea bune și în încheierea emisiunii de astăzi am un singur mesaj. Măi, oameni buni, care vă credeți doctori sau îi păcăliți pe alții că sunteți doctori, duceți-vă oameni până la facultate, nu zice nimeni să nu studiați. Nimeni nu zice, nu îi mai mințiți pe oameni, că vă mințiți pe voi. Lăsați-i să fie fericiți, lăsați-i să nu-și... Dacă nu ați ales să vă duceți viața în minciună, nu îi obligați și pe alții să-și ducă viața în minciună. Vă mulțumesc formidabil de mult pentru timpul dumneavoastră. Sper să ne întâlnim cu cât mai mulți dintre dumneavoastră la Timișoara și ne vedem marțea viitoare. Să aveți o noapte bună! Thank you.